minunat monument, un loc simbolic. Arcul de Triumf, care celebrează unirea principatelor române, victoria României în primul război mondial, finalizat în anii 20, într-o perioadă în care România avea norocul să fie condusă de lideri providențiali, lideri care au reușit să construiască România așa cum este ea acum, regele Carol I, regele Ferdinand. De câte ori citesc pagini din acea istorie a României, sunt foarte mândru că sunt român, că trăiesc în această țară. Din fericire însă, aceea este o parte frumoasă a istoriei noastre. Din nefericire, astăzi, trăim o parte urâtă a istoriei noastre, în care avem și foarte multe motive să ne fie rușine că trăim în România, că suntem români, să ne fie rușine pentru ceea ce vedem în jurul nostru. Am ales acest loc simbolic, dragii mei, pentru a face un comentariu, pentru a prezenta câteva idei, câteva opinii pe care le-am desprins după niște evenimente din ultimele zile. După valul de ură pe care l-am văzut, pornind de la manipularea video cu românul care nu ar fi fost servit la Kaufland în Odorheiu Secuiesc pentru că nu a știut limba maghiară. M-am tot uitat zilele acestea la aceste mesaje și vă spun sincer, mi-a fost rușine că am astfel de conațional. Mi-a fost rușine că trăiesc într-o țară în care mii de oameni consideră că alți concetățeni care sunt de altă etnie, dar care sunt născuți aici, au bunici aici, au străbunici în țara noastră, sunt considerați străini. Li se spune să plece din țară. Mi-a fost rușine să văd că au fost mii de oameni care au semnat că participă la un eveniment, mii de oameni, zeci de mii de oameni, în care niște derbedei, niște demenți spuneau că vor să se ducă să bată unguri în Ținutul Secuiesc. În primul rând vreau de aici, având în spate Arcul de Triumf, ca persoană publică, ca român, pentru că sunt român, părinții mei sunt români, vreau eu să-mi cer scuze în numele tuturor românilor normal la cap, de la întreaga comunitate maghiară, pentru mizeria, ura și anormalitatea pe care am văzut-o zilele acestea în spațiul public la adresa acestei comunități. Principalul motiv, și despre el vreau să vorbim, dragii mei, s-a pornit de la ideea, bun, s-a dovedit că a fost o manipulare, da? Modul cum a fost prezentat acel videoclip, din care inițial li se spuneau românilor mândri că sunt români, că un român e străin în țara lui pentru că nu a fost servit cu mici, pentru că nu s-a exprimat în limba maghiară. Înregistrările de la Kaufland, toate informațiile care au venit ulterior, au dovedit că acel client nu a fost servit pentru că a venit înaintea programului. Kaufland a luat note explicative, susține că fata i-ar fi spus în limba română, stâlcită, cum o fi fost limba aia română, tatăl fetei vorbea bine limba română, că nu poate să-l servească pentru că nu funcționează casele. Casele nu se deschid, ele se deschid automat când începe programul. Da? S-a dovedit că a fost totul o manipulare, dar toți cei care au incitat la ură, cei care au făcut pagina aceea cu hai să mergem să luăm la bătaie ungurii, ei n-au nicio remușcare. Ei trăiesc în continuare în isteria provocată de această minciună și de această manipulare. Isterie care de ce a fost provocată, dragii mei? De ideea că niște cetățeni români care trăiesc într-o anumită zonă a României ar putea să nu știe limba română sau să nu o vorbească. Teoretic, limba română este obligatorie în școală. Fata respectivă, presupunând că nu ar ști limba română, totuși are o diplomă de bacalaureat și mă întreb cum a luat ea bacalaureat. Deci problema e cu sistemul nostru de învățământ. Dar dincolo de asta, motivul ar fi revolta, orgoliul față de lipsa de respect față de România. Și aici vroiam să ajung. Respectul față de România. Pentru că pragmatic și practic, în Odorheiu Secuiesc sunt 93% maghiar, deci
cineva care știe numai limba maghiară e normal să se descurce și poate, dacă nu pleacă de acolo niciodată, să nu aibă nevoie să cunoască limba română. Ar trebui să știe limba română pentru că așa este normal într-o țară, să știi limba oficială a țării respective, da? Dar noi ar trebui să ne punem problema motivelor pentru care acei maghiari care nu vor să învețe limba română, să respecte România, nu respectă România. Noi ne-am pus vreodată această problemă? Noi ne punem problema cum respectăm noi România? Cei care au incitat la ură și au transmis mesaje, și eu am moderat sute de mesaje pentru că le moderez, nu-mi place să fie murdar cu astfel de gunoaie spațiul meu, pagina mea de Facebook și de YouTube. Cei care au scris aceste mesaje, dragii mei, toți erau analfabeți. Toate mesajele, 90%, erau scrise cu niște greșeli gramaticale de toată jena. Oameni care ar fi trebuit să rămână corijenți în clasa 4-a. Ei cum respectă limba română? Neștiind să scrie corect în limba română, dar incită la ură împotriva acelei fete. Cum respectăm noi România și limba română când avem un ministru al educației agramat, analfabet? Pentru asta nu știm să ne enervăm, dragilor, mândri, naționaliști umflați în pene zilele acestea. De asta vă pasă că aveți un ministru al educației în țara noastră care nu știe limba română, este agramat? Pentru asta nu faceți un meeting, nu organizați o operațiune de asta, hai să mergem să caftim pe cineva? De asta nu vă pasă, nu? Nu vă pasă că avem o țară condusă de un infractor? Ce respect? Cum ne respectăm noi țara când acceptăm ca țara să fie condusă și controlată de un infractor? Ce este mai grav pentru o țară? Să aibă undeva în Odorheiu Secuiesc o fată care nu vorbește corect limba română, sau să aibă la București niște infractori care controlează guvernul și parlamentul? Ce ne afectează pe noi mai mult? Ne punem problema asta? Pe fiecare om din România, ce îl afectează mai mult? Noi murim cu zecile de mii pe drumuri din evul mediu pentru care ni s-au luat 20 de ani taxe, pentru că sunt niște maghiari care nu vorbesc limba română în Harghita și Covasna, sau pentru că avem hoți la București? Școlile care se dărâmă pe elevi se dărâmă pentru că sunt niște maghiari care nu vorbesc limba română? La Kaufland, în Odorheiu Secuiesc, de aia se dărâmă școlile pe noi? De asta murim cu zile în spitale? Sau pentru că ne fură politicienii noștri de la București, pe care mândri că suntem românii susținem, da? Vedeți dumneavoastră, trăim într-o perioadă care este, te face să-ți fie rușine că ești român. Și este foarte pervers ca într-o astfel de perioadă să vii și să acuzi o minoritate, să acuzi niște oameni incorpore pentru niște excepții. Și este cu atât mai pervers cu cât nouă românilor, când ni se face treaba asta, nu ne place. Și aceiași oameni care acum au acuzat întreaga minoritate maghiară și au organizat evenimente, hai să mergem să-i batem pe unguri, pe aceiași oameni îi vezi comentând pe rețele sociale atunci când din Italia sunt știri în care românii sunt asociați cu o anumită etnie, în care despre români se spune că sunt cerșetori și hoți. Da? Nouă nu ne-a plăcut treaba asta. Ca pentru câțiva care fură să fim o nație întreagă supusă oprobiului. Dar acum, cu prilejul acestui subiect, pentru un presupus caz despre care nici nu știm că este sigur, și pentru câțiva minoritari extremiști, noi, românii, o parte dintre noi, mare parte, zeci de mii de oameni, am văzut comentarii pe Facebook, s-au urcat cu picioarele pe o întreagă minoritate. Au agresat oameni care n-au nicio vină pentru ceea ce fac unii dintre ei. Cum să fii mândru de așa ceva? Este o rușine, dragii mei. Este o rușine națională ce am văzut în aceste zile propagat pe rețele sociale. Și este o rușine cu atât mai mare cu cât am văzut aceste lucruri că au pornit de la o manipulare ordinară. De la o făcătură. Așadar, dragii mei, înainte să ne întrebăm și să ne enervăm
și să ne agităm pentru presupusa lipsă de respect, așa o interpretăm noi, lipsa de respect a unor maghiari față de România, față de țara în care trăiesc, haideți să ne întrebăm ce motive le dăm noi lor să ne respecte. Ce motive le dăm? Ce motive? Oricare dintre cei care m-ați înjurat zilele acestea și mi-a spus că nu sunt român, că sunt trădător de neam, că sunt bozgor, m-ați făcut în toate felurile, da? Ia puneți-vă voi în pielea cuiva din Harghita și din Covasna, care se uită la televizor, da? Și vede știrile de la București, da? Ia puneți-vă voi în pielea lor și întrebați-vă ce motive am eu să respect țara asta, da? Când vezi infractori care ne conduc, când vezi numai minciună, numai manipulare, numai hoție, da? Când vezi un ministru al educației analfabet, ai motive să respecti o țară? Dacă există maghiari care nu ne respectă pe noi, românii, în țara noastră și a noastră și a lor, pentru că este și țara maghiarilor din Ținutul Secuiesc, că ne place, că nu ne place, ei sunt acolo. Sunt acolo de sute de ani și este și țara lor. Nu este numai țara noastră. Dacă noi vrem respect de la ei, trebuie în primul rând noi să ne respectăm. Trebuie să le oferim motive de respect. Dacă sunt printre ei unii care nu ne respectă, pentru că în principiu e greșit să nu respecti țara în care locuiești, trebuie să ne gândim la ceea ce facem noi greșit. Și noi facem foarte multe lucruri greșite în ultima perioadă. Și unul dintre ele a fost ca zeci de mii de oameni, pentru că povestea asta cu Odorheiu Secuie, să știți că a fost foarte puternic alimentată, a fost foarte puternic împinsă de către tot fel și fel de postaci. Postacii PSD-ului și ai ALDE, în principal, pentru că ei au interesul să acopere cu ceva ceea ce fac ei cu legislația din justiție. Dar au picat în capcana asta, dacă îi îndepărtăm pe cei care aveau, hai să zicem, misiune să incite la ură, au picat în capcana asta foarte mulți oameni de bună credință care și-au exprimat imediat furia și urea pentru că sunt unii maghiari care nu ne respectă, da? Oameni care n-au stat o clipă să se gândească și să-și pună niște întrebări decente și de bun simț, da? N-au stat să se întrebe cum îi afectează pe ei presupusa lipsă de respect a unor maghiari și dacă nu, sunt motive temeinice pentru care noi nu suntem respectați. La cum ne respectăm noi, România? Sunt oameni de bună credință care au fost atrași în acest val de ură și care nu și-au dat seama că fac parte dintr-o treabă foarte bine gândită și foarte bine pusă la punct pentru a acoperi adevărata problemă cu care se confruntă România în acest moment. Haideți să vă explic despre ce este vorba. Nu știm cine este cel care a făcut acea făcătură cu filmulețul de la Odorheiu Secuiesc. Știm un lucru însă sigur. Acel filmuleț făcătură din bucăți care spunea o minciună, spunea că omul nu a fost servit cu mici pentru că nu știa limba maghiară și s-a dovedit că nu pentru aia nu a fost servit. Sigur, e o discuție câtă limbă română știa fata sau nu, dar v-am explicat, asta e ceva colateral. Știm cu certitudine și eu am studiat acest lucru foarte bine zilele acestea că acel filmuleț a fost puternic împins pe rețele sociale pentru ca lumea să discute, să se excite naționalist, să fie dezbatere de către grupurile PSD și ALDE de postaci, de către acele grupuri de postaci care sunt constant și împotriva protestului rezist și denigrează protestul rezist. De ce au făcut ei asta? Și foarte mulți dintre dumneavoastră ați înțeles foarte bine și v-ați prins de șmecherie, mai ales cei care cunosc istoria recentă a României. Vedeți, din 90 începând, ianuarie-februarie 90, când România era în stradă împotriva lui Iliescu, pus de Moscova, să preia România și să o ducă aproape de URSS, că mai era URSS pe atunci, la Timișoara se gândea proclamația de la Timișoara, oamenii erau în stradă deja împotriva faptului că un om, un caghebist al Moscovei preia controlul României și ce să vezi, a apărut martie 90 Târgu Mureș. Toată atenția publică s-a mutat în direcția respectivă. De atunci, până în prezent, gândiți-vă bine, de câte ori au fost mari probleme cu guvernările PDSR, PSD, mă rog, cu ce a născut Iliescu din partidul lui, tot timpul au scos în față chestia asta cu ungurii care vor să ne fure Ardealul. Tot timpul s-au acoperit cu chestia asta, tot timpul au folosit această chestie ca să incite românii la ură, să fie oamenii preocupați cu treaba asta și ei să-și vadă
liniștiți de ce au ei de făcut. Și ce au ei de făcut luna asta? Ce se întâmplă luna asta? Se scumpesc carburanții pentru că n-au bani de pomeni sociale. Nu ungurii care nu știu să vorbească românește scumpesc carburanții, da? Se modifică fel și fel de taxe și de impozite, nu din pricina ungurilor din Ținutul Secuiesc, da? Și lucru cel mai important, se modifică legislația privind justiția. Oamenii vor să o schimbe, vor să o facă așa cum era în perioada guvernării Adrian Năstase, când procurorii tineri, cum e Cristian Panait, ajungeau să se sinucidă pentru că nu erau lăsați să-și exercite corect meseria. Asta vor să facă ei acum. Și exact când ei vor să facă asta, exact la o săptămână, în săptămâna următoare, weekendului în care au fost ample manifestații de stradă, mii de oameni au fost aici în Piața Victoriei, da? N-au mai fost de multe luni atât de mulți oameni. Exact atunci ei au venit cu gogorița asta și au aruncat în față din nou aceeași metodă grobiană, rudimentară, oribilă, pentru că nu este normal să inciți la ură o categorie împotriva altei categorii, nu este normal să faci politică incitând la ură pe români împotriva maghiarilor, pe maghiari împotriva românilor, da? Au aruncat această gogoriță și o propagă intens în rețele sociale. Pentru ca oamenii de bună credință, pentru că sunt mulți oameni de bună credință păcăliți de manipularea asta, să dezbată, să se enerveze și să nu vadă ce fac șmecherii din politică și cum vor ei să subjuge justiția. Da? Și ceea ce fac ei este infinit mai grav, dragii mei, decât faptul că există una, două, trei, cinci, zece, 15, 20, 100, 1000, 10.000 de maghiari care nu vor să vorbească limba română în Ținutul Secuiesc. Pentru că asta nu ne afectează pe noi ceilalți, da? Este doar o chestiune de orgoliu, da? Și de respect. Dar v-am spus, respectul este foarte important, dragii mei. Respectul se câștigă, nu se impune. Respectul nu se câștigă cu ură, nu se câștigă cu lozinci naționaliste, nu se câștigă vopsind băncile cum făcea Funar la Cluj. Se câștigă oferindu-le acelor oameni motive să se bucure că trăiesc în România, să vadă prosperitate, să vadă că trăiesc într-o țară condusă de oameni onești. Ori noi ce vedem acum? Că trăim într-o țară condusă de un infractor, Liviu Dragnea, cu o întreagă gașcă de penali sub el, care încearcă să emită legislație ca să poată să fure în continuare. Și face treaba asta, dragii mei, în maniera cea mai rudimentară și condamnabilă posibil, incitând la ură pe criterii etnice cetățeni români împotriva cetățenilor români, provocând o stare de nervozitate și de agitație în societate. Pentru că simplu filmuleț, simpla manipulare, presupunând că acel individ care a postat acest filmuleț, că nu știm cine e și ce-i cu el, este o persoană ascunsă, nu e o persoană deschisă, nu-i ca mine. Vin cu nume, cu prenume, cu fața și spun niște lucruri. Nu se știe cine e acel individ. Dar presupunând că n-ar fi băgat în nicio treabă și este unul care a vrut să facă și el vizualizări, manipulând și mințind, da? Ce a făcut el n-avea efect dacă nu era preluat și multiplicat de tot acest aparat înfiorător de propagandă pe care îl controlează infractorul Liviu Dragnea și cu gașca de sub el, Televiziuni România TV, Antena 3, B1 TV și echipe întregi de postat și de oameni care fac fel și fel de jocuri pe rețele sociale. Ori ei încă o dată, exact așa cum a făcut Iliescu 90, exact așa cum s-a întâmplat de foarte multe ori pe parcursul istoriei noastre recente, încă o dată au apelat la acest instrument condamnabil, înfiorător, oribil de a gestiona politic lucrurile în societate, incitarea la ură pe criterii, pe orice fel de criterii. În cazul de față, incitarea la ură a majorității române împotriva minorității maghiare. Este ceva extrem de grav, dragii mei. Și într-o țară normală, numai pentru asta, oamenii astăzi seară ar fi din nou în stradă cu miile. De asta au lansat ei toată gogorița asta, ca să nu mai vină oameni în stradă. Pentru că numai strada mai stă în calea intențiilor lor de a subjuga justiția. Dacă oamenii nu vor fi în stradă cu miile să-i oprească pe acești derbedei, pe acești borfași constituiți într-un grup care controlează un partid, controlează parlamentul și guvernul, noi la anul pe vremea asta nu vom mai avea motive să respectăm țara asta nici câte avem în momentul de față. Pentru că la anul pe vremea asta vom trăi într-o țară cu situația mult agravată. Vom trăi într-o țară întoarsă pe vremea lui Adrian Năstase, când procurorul Panait se sinucidea pentru că nu putea să-și facă treaba. Așa că vă aștept și în seara asta, dragii mei, să venim în stradă cu miile
cum am fost duminica trecută, și să le spunem acestor borfași că nu acceptăm manipulările lor și că nu îi lăsăm să își facă mendrele acum în septembrie cu legislația prin care vor să încalece justiția.